frumoasă emoție astăzi, vor avea loc prin intermediul echipei să prezi la tine acasă, prin mine, Olesia Paladi, pentru că Tatiana, ce face frumoasă, vârstă de 17 anișori, o vârstă extraordinar de frumoasă, când toate ușile sunt deschise, un nou viitor să-l cunoască, să-l copleșească și, desigur, să savoreze în fiecare clipă trăită în viața asta. Venim aici din partea oamenilor dragi, care, din păcate, astăzi, din careva motive, nu pot să fie alături, nu pot să vină personal să spună mulți ani. Au apelat la noi și ne-au rugat din suflet să venim spre un sufletel drag, care este astăzi Tatiana, omagiata lor, scumpă și dragă. Și persoanele dragi care ne-au rugat, desigur, sunt Felicia, Tudor și Vitalie, care cu atâta drag, dragoste, stimă, respect și dor față de Tatiana, ne-au rugat să o felicităm din suflet noi, iar noi cu cel mai mare drag venim aici să îi livrăm o emoție frumoasă, să îi livrăm o surpriză frumoasă și dorul și dragostea și stima cu oamenilor dragi să fie astăzi transmisă cu drag prin aceste daruri alese cu multă, multă, multă dorință de a aduce zâmbet și voie bună pe chipul unei persoane astăzi omagiată, unei persoane frumoase și unei persoane deosebite. Tatiana Carp, cea minunată, spre care mergem acum să-i spunem împreună de la mulți ani. Haideți! Tatiana, noi te salutăm cu drag. Olesia Paladi mă numesc, surpriză la tine acasă, echipa care o reprezint. Și astăzi cineva m-a rugat să vin spre tine. Ești omagiată astăzi și faci 17 ani frumoși. O vârstă atât de frumoasă, când o menționez, deja mă cuprinde un fel de invidie pozitivă, invidie albă, fiindcă cumva am avut și eu 17 și este o vârstă foarte frumoasă, când ai o cale și atâtea uși să le cucerești, să le deschizi, să le cunoști, desigur. Și îți dai seama foarte bine că nu venim noi de inițiativa noastră și suntem rugați de cineva să venim spre tine, să te felicităm, să-ți aducem emoții, ceea ce deja vedem pe tine de câteva minute bune. Vreau să te întreb dacă tu intuiești cine este, cine sunt persoanele. Chiar nicio idee? Poate Fina, de ce? Așa, ia uitați, așa spuneți că nu știți. Așa, venim aici din partea doamnei Felicia, Tudor și Vitalie. Sunt oamenii dragi, care cu atâta drag, cu atâta dragoste, față de tine, ne-au trimis aici să spunem la mulți ani. Din careva motive, nu au putut astăzi să vină personal să-ți spună, dar nu au putut să lase această zi frumoasă și această zi minunată și specială pentru ei, desigur, că un omuleț drag sufletului lor, care este Tatiana, ești tu, face o vârstă frumoasă și este sărbătoare acasă. Deci, te-am înțeles, sunt fiind, da? Da. Fiind, așa, și... Îmi dau bine seama că dorința lor și inițiativa lor este una nobilă și una frumoasă, fiindcă ești un om drag și familia ta însă și este o familie foarte dragă și foarte scumpă pentru ei și astăzi au găsit o modalitate cumva nu ceea ce ar fi vrut ei, fiindcă dorința mare ar fi vrut personal să vină, dar poate tu cunoști situația și motivele sau poate o să-ți explice pe urmă care au fost motivele că nu pot personal. Dar ne-au rugat cu multă, multă, multă stăruință, cu multă dragoste să-ți spunem frumos la mulți ani și să-ți aducem astăzi 17 eustomi frumoase, vârsta sau cifra vârstei tale. Azi să vină spre tine, a ales flori finuțe, flori gingă și fiindcă au zis că trandafiri cumva sunt ceva obișnuit. Dar acestea sunt flori de vară, sunt flori frumoase, sunt flori gingă și cum este și taniușa noastră. La mulți ani din suflet! La fel pentru tine, să-ți amintească de frumoasă sărbătoare, de surpriza minunată la vârsta de 17 ani și desigur de oameni dragi, Felicia, Tudor și Vitalie. La mulți ani! Tot dragul, tot dragul, nu mai tremura! Așa, îți urează din suflet, îți urează din suflet la mulți ani, să fii sănătoasă, să fii un suflet fericit, să ai întotdeauna oamenii dragi, sufletul tău alături, părinții, bunei, prietenii, rudele și desigur să nu uiți niciodată de ei, cei care te iubesc, cei care încearcă să vă dovedească măcar prin gesturi micuțe că sunt oamenii sufletului vostru, sunt oamenii familiei voastre și desigur voi sunteți cei minunați sufletului lor, cei dragi, oameni de care ei se mândresc și spun cu atâta mândrie de voi, de familia voastră frumoasă. Să ai o zi frumoasă, să ai o zi plină de emoții frumoase și dorința lor a vrut să fim cât mai matinali. Să te surprindem la o bună dimineață, așa, cu soare, cu cald, cu voie bună, cu zâmbetul tău frumos, larg,
Și desigur emoțiile, dacă te copleșesc astăzi și tremură corpușorul, să știi că au vrut doar din suflet să fie niște emoții pozitive, lacrimi frumoase și zâmbetul tău deosebit astăzi în prag de sărbătoare. Cu drag, la mulți ani, îți spunem și noi. Mulțumesc frumos! Dacă ai și tu să-i spui ceva... Da, eu mulțumesc din inimă, eu nu m-am așteptat. Mereu fiind au fost la înălțime ca întotdeauna. Sănătoasă, nu mai plânge! Zi frumoasă! Așa, noi o salutăm și pe doamna Felice, mulțumim din suflet de încredere care ne-ați oferit-o. Aveți oameni dragi aici, frumoși la Pălești, așa că mulțumim că ne-ați oferit ocazia să-i cunoaștem. Să aveți frumoasă, mulțumesc, toate bune, toate bune. Așa. Nu, de la tineva.